Salutare, numele meu este Flora Robert și reprezint Refinetics.ro. Astăzi vom vorbi din nou despre Nicolas Aesthetics. Ah, shit. Here we go again. Am să vă arăt și conversația mea cu Nicolas, o conversație care este destul de importantă din vari motive. Principalele ar fi următoarele. 1. Acesta nu neagă absolut nimic din ceea ce am spus. Chiar și așa, nu e ca și când ar fi ceva contestabil în primul video. Și 2. A făcut niște promisiuni. Promisiunile oarecum au fost față de mine și față de subscriberii săi, dar au avut loc doar în această conversație. A spus că totul va fi minunat, că se va revanșa față de subscriberii săi și că va face tot felul de lucruri, tot felul de fabule exact ca informațiile pe care le dă el de altfel. Din nou, lucruri care nu s-au adeverit. Chiar dacă am așteptat o lună și jumătate, acesta nu a făcut absolut nimic. Așa că a sosit momentul să vă arăt cine este cu adevărat Nicolas. Ce fel de șarlatan e, cât de ipocrit e, cât de mincinos e, cât de incult. O să vedeți în continuare, clipul cred că vorbește de la sine. Această conversație este doar o dovadă a faptului că primul video a fost total adevărat și probabil că vom avea o conversație 2 care va dovedi că și clipul 2 este total adevărat. Vom vorbi mai exact despre mai mulți Nicolas. Primul Nicolas despre care vom vorbi este Nicolas Ipocritul. Nicolas Ipocritul este acel Nicolas care se ceartă cu un fost prieten foarte bun, un coleg de antrenament, un partener de antrenament, despre faptul că acesta l-ar fi acuzat că nu este natural. În urma videoului meu a fost acuzat de acest lucru. Vă stătuie să vă uitați și la primul video, apropo. După cum spuneam, în urma acestui video l-a acuzat pe Nicolas, prietenul său, că nu ar fi natural. Asta într-un story, iar Nicolas s-a supărat și a început să vorbească și el despre asta cu prietenul său, spunându-i că în momentul în care o să mănânce ca el, în momentul în care o să se antreneze ca el și în momentul în care cineva o să stea în casă cu el 24 de ore să vadă ce face, atunci să se dea cu părerea despre ce face el de fapt și despre faptul că ar fi sau nu natural, susținând că performanțele sale sunt realizabile 100% natural. Bun, deci Nicolas spune toate aceste lucruri în condițiile în care ultimele sale 23 de videouri, din 23 de videouri avem 8 videouri în care Nicolas mănâncă ca un, nu știu, aș putea spune un behemot, I guess, pentru cine cunoaște. Anyway, mănâncă peste 3, 4, 5, 10 mii de kilocalorii, tot felul de challenge-uri, tot felul de deserturi, tot felul de porcării de genul. Deci avem acest aspect în care Nicolas mănâncă extrem de sănătos. Deci în momentul în care cineva va mânca ca Nicolas, atunci clar să spună despre el dacă e natural sau nu. Oameni buni, Nicolas a postat un story recent în care susține că mănâncă 4.000-4.200 de kilocalorii pentru a pune masă musculară. Dacă tu mănânci 4.000-4.200 de kilocalorii și ai body fat-ul pe care îl ai și îndrăznești să susții că ai ținut această dietă timp de o lună, două, trei, fără să te îngrași, în timp ce susții că ești natural, atunci, nu știu, nu mai e nimic de zis. Mie mi se pare abominabil să faci aceste afirmații. Eu personal, dacă aș mânca 4200 de kilocalorii timp de două luni, aș pune cel puțin 7-8 kg și s-ar duce drag toată condiția mea din punct de vedere estetic. Pe partea de antrenament, într-adevăr, Nicolas nu putem să spunem că nu se antrenează cum trebuie. Cert e că performanțele sale au crescut în mod excepțional, s-ar putea spune, în ultima perioadă. Lucru care pe mine m-a făcut din nou să-mi pun niște întrebări, adică cum de făcea Nicolas acum un an una-două genuflexiuni cu 100-110 kg, iar acum, după un singur an de zile, face cu 165 de kg 6-7 repetări. Te face să te întrebi puțin treaba asta, adică a fost concursul, apoi și-a crescut masa musculară fără să-și crească procentajul de grăsime, după cum am menționat și în primul video. Deci cum oare i-au crescut lui performanțele fără să-i crească body fat-ul, să-i crească doar masa musculară într-un singur an de zile? Am putea să ne punem niște întrebări, nu-i așa? În orice caz, eu rămân la afirmația mea, Nicolas nu este sub nicio formă natural, poate că a fost până acum un an, 6 luni, nu știu. Cert e că eu îl suspectez pe Nicolas că nu mai este natural încă începând de la naționale. Deci după naționale, Nicolas a început să se îmbunătățească, să spunem așa. Cel mai probabil din cauza frustrărilor în urma concursului, că nu ar fi ajuns nici măcar pe podium. În fine, asta e cu totul altă poveste, nu o să intru în detalii cu asta. Bun, asta revenind la ipocrizia lui Nicolas. Deci avem 23 de videouri, 8 sunt challenge-uri. Din aceste 23 de videouri, dintre care ar fi 8 challenge-uri, mai sunt vreo 5, 6, poate 7 videouri referitoare la antrenamente, iar restul sunt porcării de genul mi-am băgat ace în fund, mi-am băgat ace în ceafă, mi-am băgat ace în nu știu ce, nu știu cine și-a mai băgat ace în fund.
ăsta este canalul lui Nicolas, asta este ipocrizia lui, el susține că este un antrenor, el susține că dă informații, când de fapt el este doar un clovn al industriei fitness-ului. Asta este tot ce am eu de spus despre canalul său. Nino poate că uneori dă informații bune, dar în marea majoritate a timpului challenge-uri tembele, tot felul de ace introduse în tot felul de cavități, în tot felul de zone ale corpului și anumite videouri cu Ghiduș sau cu Silviu. În cazul lui Silviu, videouri în care îl distrug pe Silviu și în cazul lui Ghiduș, videouri în care exagerează performanța sa referitoare la slăbit. Acum vom vorbi despre Nicolas Nepregătitul. Nicolas Nepregătitul este acel Nicolas care are extrem de puțină școală, are un curs de instructor, un curs de nutriționist și momentan este student la kinetoterapie. După părerea mea, Nicolas este extrem de nepregătit, nu datorită faptului că ar avea puține cursuri sau puține surse de informații, ci datorită faptului că încearcă să aducă anumite fabule, anumite informații distorsionate, să spunem așa, astfel încât să iasă el mai bine menționând aceste informații. Despre ce vreau să vorbesc mai exact? Într-un story, Nicolas ne vorbește despre faptul că nu poți să pui masă musculară într-un deficit, chiar dacă e gainer. Eliminăm partea asta de gainer. Vorbim despre partea cu deficitul. Nicolas susține că nu poți pune masă musculară în deficit. Acest lucru este unul, dovedit științific că este neadevărat, poți pune masă musculară în deficit. Nu prea are rost să intru în detalii cu acest aspect, puteți să găsiți nenumărate studii pe internet. O să adaug un studiu în descriere mai relevant după părerea mea. Al doilea lucru care este extrem de grav este faptul că se folosește de această informație pentru a părea el mai interesant sau, nu știu, pentru a părea el mai isteț între ghilimele. Într-un alt story vorbește despre faptul că el de-a lungul timpului a găsit tot felul de metode minune prin care poți să slăbești mult mai eficient și să pui masă musculară într-un surplus cât mai mic. Care este surplusul ăsta cât mai mic, Nicolas? De ce nu vorbești niciodată despre acel surplus? Cât este mai exact? În orice caz, Nicolas ne vorbește despre faptul că pentru a putea pune masă musculară optim, trebuie să fii într-un surplus cât mai mic. Lucru care este oarecum adevărat, dar dacă este un surplus de doar 100-200 de kilocalorii, pentru bărbați este insuficient, poate pentru femei ar fi suficient. Pentru bărbați, după părerea mea, surplusul care ne-ar duce pe drumul optim către hipertrofie este undeva între 3 și 600 de kilocalorii în funcție de persoana respectivă și masa musculară a persoanei respective, iar la femei vorbim despre 150, maxim 300 de kilocalorii pentru a optimiza hipertrofia. Vorbim despre un om care susține că înțelege mecanismul de surplus și deficit caloric foarte, foarte bine. Având în vedere că vorbește toată ziua despre surplus și despre deficit și despre lucruri de genul, te-ai fi gândit că acesta ar ști ce implică deficitul și ce implică surplusul. Dar ne dovedește prin următoarele că de fapt nu știi absolut nimic despre asta. Susține că în momentul în care începi o dietă nu trebuie să adaugi cardio, ci trebuie să fii într-un ușor deficit caloric. Lucru care este total adevărat. Poți să începi cu cardio, poți să începi și fără cardio, atâta timp cât ești într-un deficit, raportat la metabolismul tău bazal, raportat la efectul termic al mâncării, raportat la kilocaloriile pe care le ardem în timpul antrenamentelor și în mod activ și raportat la kilocaloriile pe care le ardem în mod involuntar, când clipim, când mergem, când gesticulăm, etc. Acestea sunt cele patru elemente care influențează kilocaloriile arse. Kilocaloriile pe care le ingerăm sunt cele care fac parte din cealaltă parte a balanței și așa am avea echilibrul metabolic. Nu știu de ce am făcut asta. Nicolas nu înțelege mecanismul. De ce spun asta? Pentru că susține că trebuie să începi dieta fără să introduci cardio. În momentul în care ai atins un platou, atunci trebuie să introduci elementul de cardio. Pentru că altfel nu vei avea nicio altă unealtă. Este un lucru greșit să introduci cardio de la bun început. Dar Nicolas, dacă am adaptat dieta încă puțin și am introduce un deficit și mai mare, nu cumva nu ne mai trebuie cardio? Holy shit! Mind fucking blown! Eu sunt în pregătire pentru Mondiale și Tiger Classic în momentul de față. Eu nu fac cardio, nu plănuiesc să fac cardio aproape deloc, cel mai probabil o să fac cardio doar în ultimele 3-4 zile de pregătire și cu toate astea, ca să vezi, am slăbit deja 5 kg și body fat-ul meu s-a redus drastic. Cum am făcut asta? Doar din dietă. Holy shit, Nicolas! Cine ar fi crezut? În fine, acest lucru mă face să îmi autodemonstrez că Nicolas nu înțelege acest principiu de surplus și de deficit caloric. Tot Nicolas Nepregătitul este acel Nicolas care nu știe din ce este formată masa musculară. Ești antrenor, ești atlet și nu știi din ce este formată masa musculară
susții că masa musculară nu este formată doar din mușchi și că mușchiul nu este cel care formează masa musculară și atât. Jesus, Jesus. Jesus Christ is man. Oameni buni, acest om este un antrenor care are pretenții de la el, dar el nu știe din ce este format mușchiul și încearcă să distorsioneze informațiile pe care le dă, astfel încât să iasă mai bine cu faza cu Silviu și cu cele 3 kg de masă musculară pe care le-ar fi pus el într-o lună, două. Aș dori totuși să fac o mențiune, spune ceva foarte, foarte corect, pentru a-ți putea menține sănătatea sistemului cardiovascular trebuie să faci cardio din când în când, ăsta e un lucru foarte bun, dar eu vorbesc despre faptul că el nu înțelege mecanismul per total de deficit și de surplus. Cel puțin asta este impresia pe care mi-a dat-o, putem să dezbatem asta, Nicolas, dacă chiar ai curaj și crezi în cunoștințele tale. Te invit la o dezbatere, putem să facem un video despre asta, îl punem pe canalul tău ca să îl monetizezi tu, pentru că știm cu toții cât de importantă este monetizarea pentru tine. Acum că tot am vorbit despre această monetizare, Nicolas în trecut ne-a vorbit foarte, foarte mult despre codul său magic de la MyProtein. Ca să vă lămuresc, codul magic de la MyProtein de reducere este un total bullshit, pentru că oricum puteți să faceți rost de codul cu aceeași reducere de la mulți alți oameni, nu el este singurul care are acest cod, deși Nicolas susține cu tărie că s-a chinuit enorm de mult să facă rost de codul ăsta și că face asta pentru fanii săi, dar pentru fanii săi nici măcar nu și-a cer scuze pentru ceea ce a făcut cu adevărat. Atât îi pasă de fanii și de subscriberii săi. Cu acest cod Nicolas face profit și introduce produsele de la MyProtein abuziv în dietele oamenilor. De exemplu, uitați-vă aici, ne spune că nu putem să locuim cu absolut nimic produsele de la MyProtein și că trebuie să le cumpărăm pe cele de la MyProtein pentru a putea ține dieta pe care el ne-o dă. Deci nu numai că îi cumpărăm dieta și o să revenim mai târziu la dietă pentru că este dezastruoasă și va trebui să-i fac un debunk grav. Deci nu putem să ținem dieta fără aceste lucruri de la MyProtein, deci cumpărăm dieta, după care cumpărăm produsele de la MyProtein și suntem obligați să le cumpărăm în continuare, astfel încât Nicolas să facă profit și pe dietă și pe produsele cu discountul său și ne spune că nu se poate fără. Jesus, oameni buni, puteți să țineți o dietă mâncând cartofi toată ziua. Nu este cel mai sănătos lucru, dar puteți să fiți în deficit caloric mâncând cartofi toată ziua. Repet, nu e un lucru bun, dar teoretic încetați cu prostiile, nu vă luați după Nicolas. Poți să ții dieta sa chiar și fără aceste suplimente și alimente magice. El dorește doar să le introducă în dieta voastră pentru a profita cât mai mult în urma acestui cod de discount. Acum o să vorbim despre Nicolas, antrenorul periculos. Ce este periculos prin informațiile pe care le oferă și prin felul în care antrenează? De ce spun asta? O să revenim din nou la subiectul nostru aproape favorit, pentru că favoritul este cel cu ghiduși și cu stupizenile pe care le-au făcut împreună. Trecem la Silviu de data asta. Silviu care ar fi pus 3 kg de masă musculară în 2 luni de zile. După cum știți, Nicolas a postat un video despre accidentarea lui Silviu. S-au dus împreună la Cristi Drosu să-l repare pe Silviu. În primul și în primul rând, o să mă raportez la această evaluare pe care i-au făcut-o lui Silviu după 2 luni. În timpul evaluării au făcut împins la orizontal, tracțiuni, flotări și împins deasupra capului. Nu știu dacă a mai fost ceva, în orice caz. Eu o să mă raportez la astea 4 pentru că la astea 4 am văzut lucruri excepțional de greșite. Acum o să vă explic tehnicalitățile referitoare la exercițiile pe care le face Nicolas cu Silviu în sală. O să începem cu împinsul la orizontală. În primul și în primul rând o să vedeți extensia la nivelul încheieturii stângi, că este excesivă față de încheietura dreaptă care este la neutru. O să observați pe filmare că el nu face extensie la nivel lombar, că umerii stau în gât și coatele sunt foarte deschise, astfel încât nu are stabilitate. De asemenea, o să vedeți că îi trepidează foarte mult picioarele, lucru care denotă că nu folosește picioarele efectiv în timpul exercițiului pentru a-și stabiliza coloana lombară, respectiv coloana toracală, astfel încât să creeze un lanț kinetic cât mai stabil. Execută. Așa. Deci, încheietura, o să vedeți în paralel filmările, după cum puteți vedea, coatele vin spre exterior. Ideea e că Nicolas în prima fază a filmat dintr-un unghi destul de ciudățel, cam atât am putut să reproduc. Acum, Cristi, o să te rog să ajustezi exercițiul, să-l faci corect, scurtează priza, ține la neutru ambele încheieturi, trageți umerii în jos, arcuiește-ți coloana lombară, stabilizează-ți picioarele și hai să vedem. Executăm frumos. Începem la nivelul inferior al pectoralului, ridicăm la nivelul centrului pectoralului. Exact. Avem control, avem stabilitate și protejăm umărul. Problema cu ceea ce a făcut Silviu este că în momentul în care execuți
cu structura scapulo-humerală instabilă, pui foarte multă presiune pe articulația acromioclaviculară. Lucru care poate să genereze un impingement. După părerea mea, Silviu asta a și făcut. Altfel nu ar avea de unde să apară acele dureri tăietoare. Poți să te oprești, Cristi? Prin dureri tăietoare mă refer că Silviu avea ca simptom o durere în zona deltoidului, care din nou este o ușoară, este un ușor semn, nu neapărat un simptom obiectiv de impingement, dar al doilea simptom care este clar de impingement este acea durere tăietoare care se coboară pe braț și începe în punct localizat la nivelul acromionului, mai exact la nivelul articulației acromioclaviculare. Ăsta ar fi primul lucru pe care îl face Nicolas cu Silviu, care i-ar periclita sănătatea articulației umărului. Acum o să trecem la tracțiuni, o să vedeți mai multe lucruri. 1. O să vedeți priza incompletă. 2. Coatele se duc foarte mult în față pe timpul mișcării. 3. Bazinul, coloana lombară este în hiperextensie și își proiectează foarte mult genunchii în față odată cu bazinul și picioarele stau efectiv le atârnă. Deci este extrem de instabil în timp ce lucrează. Arată-ne, Cristi, dacă poți. Așa. Cristia cu o să încerce să reproducă abominația pe care o face Silviu, mult mai lent, ce e cert. După cum spuneam, priza incompletă care va pune foarte multă tensiune la nivelul epicondilului medial, faptul că umerii sunt instabili și stau în gât și omoplații nu sunt strânși pe tot parcursul mișcării, astfel încât să creăm stabilitate la nivelul structurilor articulare ale umărului. De asemenea, acea extensie de la nivelul coloanei lombare o să creeze puțină tensiune, nu o să facem hernie de la așa ceva sau nicio formă, dar este o tensiune inutilă și este semn de instabilitate pe tot parcursul mișcării. Acum o să încercăm să vă arătăm execuția corectă, în care vom avea priza incompletă, omoplații vor fi strânși și trași în jos, coatele vor veni pe lângă trunchi, membrele inferioare vor fi în extensie și o să fim o structură stabilă din cap până în picioare. Hai, Cristi! Așa, priză completă, tragem omoplații, perfect. Încordează-ți puțin abdomenul și cam așa ar trebui să arate o tracțiune corectă. Acum, implicațiile acestor tracțiuni pe care le face Silviu, poți să te oprești, Cristi, din nou sunt asupra articulației acromioclaviculare, datorită faptului că umerii sunt în gât, o să avem presiune la nivelul acestei articulații, cauzând impingement, pentru că făcând priza incompletă o să creăm o predispoziție la rotație internă, un la mână, și automat în momentul în care suntem cu brațele deasupra capului, o să fim cu omoplații basculați, concomitent cu o elevație scapulară. După cum știm cu toții, după cum se știe în domeniul kinetoterapiei, rotație internă plus elevație scapulară egal impingement acromioclavicular. O notă recurentă a acestor explicații este acest accent pe care o să-l pun eu asupra impingementului acromioclavicular, pentru că într-un final, ca și Cristi, cred, din nefericire, Silviu o să facă impingement sau poate deja are impingement, cam ăsta ar fi diagnosticul pe care îl aș da eu, de impingement și de cifolordoză, poate și un rachitism, dar despre asta o să vorbesc puțin pe final. Acum, care este problema cu forma de împins deasupra capului a lui Silviu? Unul la mână, coatele se duc prea mult înapoi, omoplații nu sunt stabili, desigur, și vine într-o ușoară rotație internă, stai puțin aici. În momentul în care încheietura se duce înainte și cotul se duce înapoi, avem acea rotație internă, iar în momentul în care ridicăm brațul, du-te sus, automat făcând abducție, peste 90 de grade, se va produce bascularea omoplatului și există șansa să se producă, în special la începători, din nou o elevație scapulară. Cu greutatea care apasă și ea pe articulație, o dăm din nou în impingement. Cert este că această formă este extrem de instabilă, este cauzatoare de multiple posibile accidentări, dar prima și cea mai importantă și cea mai gravă, desigur, ar fi impingementul. Un alt factor facilitator al acestei posibile accidentări este ritmul în care lucrează Silviu. Filmarea, deși este sped up, și Silviu are o viteză destul de mare pe partea de execuție și automat viteza foarte mare de execuție va cauza la rândul ei instabilitate, pentru că nu ne putem concentra pe mișcare, nu avem control asupra acesteia, forma este deja greșită, o mai și accelerăm, este desigur rețeta pentru dezastru. Bun, acum o să vă arăt forma corectă, Cristi, o ușoară extensie lombară, o ușoară extensie toracală, vreau să vin în rotație externă cu coatele ușor înainte. Asta este poziția inițială, coatele vor fi întotdeauna ușor înaintea umerilor, asta unul la mână, doi la mână, omoplații sunt apropiați în punctul inițial al mișcării și de aici facem împinsul fără să ridicăm umerii, îți controlezi omoplații, nu îi ridici sub nicio formă,
și execuți lent și controlat. De asemenea, pentru a evita elevația scapulară excesivă, în momentul în care împingi deasupra capului, pe final de mișcare nu încerca să vii cu gantele deasupra capului, ci încearcă să împingi doar brațul deasupra umărului. Și cam asta ar fi execuția corectă la împinsul deasupra capului. Am ajuns și la flotări. La flotări Silviu face niște pseudo-greșeli mai ciudate, în sensul că își ține omoplații relativ strânși, dar strânge în segmentul ăsta omoplații. Coatele vin foarte mult în exterior, lucru care din nou va pune presiune la nivelul articulației acromioclaviculare, dar lucrul care este cel mai periculos este faptul că nu-și ține abdomenul încordat, nu-și stabilizează corul și își duce bazinul foarte, foarte în jos, oprește-te până nu mori. Așa. Problema reală aici este că pune foarte multă presiune pe coloana lombară, combinat cu acea presiune la nivelul articulației acromioclaviculare. Acum, pentru a putea fi executată corect această mișcare, omoplații trebuie strânși la jumătate, exact aici, coatele trebuie orientate ușor în jos, astfel încât să formăm împreună cu trunchiul și coatele o formă de săgeată, abdomenul trebuie să fie încordat împreună cu coloana lombară și să fim efectiv în linie. Cristi, poți să începi. Bun. Puțin mai încordat abdomenul. Perfect. Așa ar arăta o flotare corectă. De asemenea, un aspect foarte important, lucru pe care l-a făcut Cristi, a orientat coatele spre exterior, cât să poată să vină în rotație externă, asigurând un plus de stabilitate la nivelul articulației umărului. Cam acestea ar fi aspectele referitoare la exercițiile executate de Silviu. M-am raportat la acestea patru, deoarece am avut niște filmări mai detaliate cât am putut să folosesc din ceea ce ne-a oferit Nicolas și datorită faptului că le folosește ca pe un eșantion pentru a-i testa forța, rezistența și progresul lui Silviu. Acestea patru sunt teoretic pe o scară de la 1 la 10 executate de nota 2-3, sunt extrem de periculoase pe termen lung pentru că, deși nu le încarcă foarte mult cu greutăți foarte mari, sunt niște greșeli minore, dar repetitive. Cauzăm o microleziune, încă o microleziune și încă o microleziune, iar la nivelul articulației umărului, datorită faptului că aceasta este una dintre cele mai instabile de la nivelul corpului uman, de fapt este cea mai instabilă, cu cât putem noi să stabilizăm mai mult manual, între ghilimele, prin tehnică corectă, anumite poziții care accentuează stabilitatea, anumite tehnici speciale, cu atât mai bine, automat. Asta referitor la exercițiile executate. Acum o să revin puțin la partea de cupping, deoarece m-am mai interesat atât de timp în care au fost greșelile și de ce sunt atât de mari. Mă refer strict la ce a făcut Cristian Drosu cu Silviu. Avem, după cum am spus mai devreme, agresivitatea cuppingului, a folosit mult prea multă presiune, lucru ce a cauzat stres tisular extrem de mare, adică acea inflamație excesivă pe care ați văzut-o voi acolo, acea învinețeală propriu-zisă, era mult prea mare și durerile au fost extrem de mari. Acum, problema nu este că au fost tehnicile mult prea agresive. Bine, e o problemă, dar nu este cea mai mare. Cea mai mare problemă, după părerea mea, este că Drosu susține că în momentul în care faci cupping, vei deschide sternul și vei corecta din punct de vedere biomecanic ce se întâmplă la nivelul sternului infundat. E bine, Silviu, după părerea mea, ar fi avut în copilărie rachitism, lucru ce ar fi cauzat un stern înfundat și automat cu sternul înfundat apar și niște probleme puțin mai delicate, adică există riscul chiar de probleme cardiace datorită faptului că sternul poate să ajungă să atingă inima, lucru care poate cauza chiar un stop cardiac. Desigur, nu sunt de părere că Drosu poate cauza prin tehnicile sale un stop cardiac, ci problema mea este că nu poți să tratezi un stern înfundat cu cupping, nu poți să corectezi ce se întâmplă la nivelul pectoralului și la nivelul cutiei toracice a lui Silviu, făcând doar cupping și niște tehnici de hold relax. Silviu trebuie să parcurgă un drum lung și anevoios de corectare a posturii sale, trebuie să învețe ce greșește când vine vorba de postură, trebuie să învețe cum să execute exercițiile corect, trebuie să învețe ce implică rachitismul pe care l-ar fi avut în copilărie și sunt sigur că mama sa știe că acesta ar fi avut sechele, că acesta ar fi avut rachitism și că acum are sechele de rachitism. După părerea mea, Silviu ar cam trebui să-și schimbe antrenorul, altfel va duce o carieră foarte, foarte scurtă în fitness. Acestea au fost cele patru exerciții și explicația lor și de ce sunt executate greșit de către Silviu. Acum, nu zic că Nicolas face asta în mod intenționat, pur și simplu nu știe mai mult. Aș vrea totuși să mă raportez la Drosu, deși este kinetoterapeut, face niște greșeli extrem de stupide. Tu îi face evaluarea lui Silviu. În momentul în care îi face evaluarea, ajunge la concluzia că este tensionat pe pectoral și că musculatura rotatorie externă ar fi slabă, lucru care este ușor adevărat. Dar acum că v-am explicat cum s-a accidentat Silviu, mai sunt și alte implicații. De ce spun că mai sunt și alte implicații? În afara faptului că Nicolas a făcut acele patru exerciții care sunt extrem de periculoase pentru umerii lui Silviu, Drosu a greșit diagnosticul. De ce a greșit diagnosticul?
Pentru că efectiv l-a greșit, Jesus. Ne uităm la poza din lateral cu Silviu. Putem să vedem atitudinea cifotică, faptul că umerii sunt anteduși. Dar Drosu nu a vorbit despre un lucru extrem de important și este un lucru pe care orice kinetoterapeut bun sau excelent ar trebui să-l facă. Mai exact, să luăm pacientul de jos în sus, nu de sus în jos, și nu ne raportăm exact la zona cu probleme, ci ne uităm și sus și deasupra. Respectiv la gât nu avem nici ce să ne mai uităm, dar trebuie neapărat să ne uităm de desubt. La ce mă refer mai exact? Silviu nu are atitudine cifotică și atât. Silviu are de fapt o cifolordoză. Are bazinul antedus, o extensie lombară extrem de mare și din cauza asta la segmentul toracal și cervical va compensa, proiectând gâtul înainte și umerii de asemenea anteduși. Vor fi și basculați omoplații ca o consecință secundară. Deci Silviu nu are o problemă neapărat doar cu umerii, ci are o problemă de la bază, de jos în sus. În sensul că în momentul în care avem această lordoză la nivel lombar accentuată, vor fi compensații ale coloanei la nivel global. Coloana cervicală va fi ușor în cifoză, bine, ușor în cifoză, într-o cifoză accentuată, umerii vor fi trași înainte, omoplații vor fi automat basculați. Asta este adevărat. Drosu a observat asta, dar nu a observat ce se întâmplă de desubt. Și deja postura s-a îmbunătățit. Lucru care este extrem de grav pentru un kinetoterapeut, pentru că noi trebuie să ne raportăm la întreg corpul și nu numai la întreg corpul, ne raportăm la el din interior spre exterior, dar și dinspre exterior spre interior. Putem să avem probleme cu organele care ne dau anumite deficiențe posturale, nu doar musculatura, oasele și articulațiile pot fi vinovate. Lucru care mi se pare amatoresc din partea lui Drosu. Acum, eu nu mă pricep la cupping. Nu o să susțin niciodată că mă pricep la cupping. Pe partea de cupping nu mi-am bătut capul niciodată. Cuppingul este mizeria pe care o face el cu ventuzele. Mizerie pentru că el face o mizerie, nu pentru că e o tehnică mizerabilă. De ce spun că este o mizerie? Am întrebat alți kinetoterapeuți care se pricep la asta. Am întrebat chiar și o doamnă doctor kinetoterapeut, adică un PhD în kinetoterapie. Bine, nu e în kinetoterapie, ci în științele sportului, dar vorbim totuși despre un PhD. Și persoanele respective mi-au spus toate de unanim acord, refuz să le spun numele, înțelegeți și de ce, nu pot să îi bag pe ei în acest pseudo-conflict, dar ce e cert este că ei mi-au spus că cupping-ul a fost făcut extrem de agresiv și extrem de prost. În momentul în care faci cupping atât de agresiv pe segmentul sternal, din câte am înțeles, pur și simplu cauzezi foarte, foarte mult stres la nivel tisular, astfel încât poți să declanșezi alte patologii. Cert este că Drosu a făcut mari greșeli acolo pe partea de cupping, nu prea pot să le explic în detaliu, ar putea să vi le explice un specialist pe cupping, poate că voi invita pe cineva la o discuție pe tema asta sau poate că vrea Drosu să discutăm despre asta, luăm videoul, luăm o persoană care se pricepe foarte bine la cupping și discutăm împreună despre asta, dacă Drosu are din nou, cum spuneam și despre Nicolas, curajul să își susțină faptele cu fundamente științifice, desigur. Acum o să vorbim despre Nicolas incultul. Nicolas susține cu tărie, mi se pare ireal ce am auzit. Nicolas te susține cu tărie că este mult mai bine să-ți cauți sursele de informații pe YouTube în loc să citești o carte, pentru că o carte necesită efort, necesită timp și trebuie să plătești pentru o carte. El recomandă să ne uităm pe YouTube pentru informații, pentru că acolo avem o masă foarte, foarte mare de informații și sunt mult mai bune informațiile de pe YouTube. Prima întrebare, poți recomanda surse de info, cărți cu content de calitate, nutriție, alimente, stil de viață și așa mai departe? YouTube-ul este plin, mai întâi uite-te pe YouTube, deoarece pe YouTube găsești mult mai multă informație decât ai găsi într-o carte. Într-o carte trebuie să citești și să pierzi mai mult timp, mă rog, este un timp pierdut foarte bine, dar pe YouTube găsiți foarte, foarte multă informație, doar trebuie să dați un search și v-a apărut un vlog, adică imediat găsiți pe YouTube, așa. Cărțile mai și costă bani, pe YouTube aveți informația gratuită, mai ales și pe canalul meu. Și de ce v-ați cumpăra o carte când aveți o grămadă de conținut educativ și super, super de ajutor pe YouTube? Oameni buni, informațiile de pe YouTube sunt în proporție de 80-90% incorrecte. Majoritatea sunt oameni care se dau cu părerea, există foarte puțini oameni de știință, există foarte puțini specialiști în adevăratul sens al cuvântului care știu ce spun pe YouTube. Oamenii ăștia nu vor da informația gratuită. Există oameni precum Scott University, Atlinex, BioLane, Jeff Nippard sau alții de la noi din țară care, hai să spunem că uneori mai spun și ei câteva lucruri bune, dar în mare majoritatea timpului debitează prostii. În special Nicolas, după părerea mea. În general, am ales să fiu extrem de obiectiv. Vreau să fiu foarte, foarte subiectiv. Dar momentul ăsta în care Nicolas a spus că este mult mai bine
și vă recomand cu tărie să vă luați informația de pe YouTube, m-a făcut să-mi realizez că dacă te iei după acest sfat... Stop right there! Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Ești prost în adevăratul sens al cuvântului și îți meriți soarta. Adică, serios, dacă te iei după Nicolas, ești și tu la fel de prost ca și Nicolas. Iertați-mă că folosesc limbajul ăsta, iertați-mă că vă spun asta, dar în momentul în care ai o asemenea mentalitate atât de idiotă, mi se pare că nu meriți nimic mai bun de atât. Gândiți-vă la, uite, Squat University și BioLane. Squat University este unul dintre cei mai buni de pe YouTube, pe partea de genuflexiune, desigur. Este un kinetoterapeut excepțional. Iar BioLane, la rândul său, este un biochimist excepțional. Acești oameni dau informații pe YouTube gratis, dar au și informație plătită, sub forme de cărți, sub formă de cursuri. Există multe alte tipuri de informații. Eu personal am citit The Squat Bible de la Squat University, iar de la BioLane am trei cărți citite, Fat Loss Forever, Contest Prep pentru femei și Contest Prep pentru bărbați. Nu o să găsiți nicăieri pe internet informația pe care o găsiți în cărțile lor, adică ei să vă dea exact aceeași informație în atât de mult, cu atât de multe detalii, sub nicio formă, absolut nicăieri, doar dacă nu cumva piratați cărțile în vreun fel anume, dar nu vă recomand asta. Mi se pare dezgustător, nu vine să cred că a trebuit să explic treaba asta. Haideți să vorbim și despre Nicolas Șarlatanul. Nicolas Șarlatanul este acest om care în momentul în care îi cumperi planurile alimentare, după cum spuneam și mai devreme, teoretic cumperi și consultanță online. Haideți să vedem cam cum ar arăta această consultanță online. O să vorbesc doar despre un caz, aș zice izolat, dar nu este vorba despre un caz izolat. O să vorbesc doar despre un caz, iar după ce termin cu această poveste, o să vă arăt și alte povești, dar o să le arăt sub formă de screenshot-uri din conversațiile pe care le-am avut cu oamenii aceștia, pentru că n-aș avea timp să postez, să vorbesc despre toate poveștile respective. Am luat-o doar pe aceasta pentru că mi se pare mai spre sub orice critică. Și cam asta ar fi ideea. Acum, revenind la poveste. Deci, o fată a cumpărat de la Nicolas planul alimentar. A completat chestionarul înainte, iar în momentul în care a primit planul alimentar, desigur planul alimentar a conținut lucruri pe care ea le-a menționat ca fiind lucruri pe care nu le suportă sau pe care nu le vrea. Așadar, i-a scris în legătură cu asta lui Nicolas tipa. Nicolas i-a răspuns după o lună de zile. Jesus, i-a răspuns după o lună de zile. În momentul în care i-a răspuns, fata i-a spus că nu este deloc mulțumită și că și-ar vrea banii înapoi. Lucru care mi se pare destul de normal, în momentul în care nu ești mulțumit de produsul tău, ar trebui să poți să-ți iei banii înapoi. Nicolas a încercat să o dreagă, nu prea a reușit, fata în continuare a susținut că nu este mulțumită de ceea ce se întâmplă. Nicolas se grăbea, a plecat săracul în vacanță în Dubai și nu putea să-i returneze fetei 175 de lei în condițiile în care el pleca în Dubai. Fata a continuat, a zis că o să aștepte să primească banii înapoi cel puțin pe jumătate din produsul său. Nicolas a tot ținut-o pe a lui cu taxele, cu problemele cu contabila, în fine, niște lucruri total dezgustătoare, nu prea are rost să intru în detalii. Unde vreau să ajung cu toată treaba asta, pentru că nu are rost să detaliez povestea pentru că o aveți pe ecran. Oameni buni, chiar vreți să ajungeți în locul acestei fete? Chiar vreți să cumpărați un produs și o consultanță pentru acest produs și să aveți de a face cu asemenea probleme, să vă răspundă omul după o lună cu pretextul că are un flux prea mare de clienți și că îi scriu prea mulți oameni, sau în momentul în care îi ceri banii înapoi, când el pleacă în vacanță în Dubai, tu îi ceri 175 de lei înapoi pe un produs de 350 de lei, iar el nu poate să ți dea înapoi? Ăsta este Nicolas, n-o să fie niciodată altcineva. Ăsta este sângele lui, asta este mintea lui, asta este personalitatea lui. Încerc să fiu cât mai obiectiv, puteți să vedeți și singuri ce fel de limbaj are, ce fel de scuze găsește și cum încearcă să o dreagă el pentru 175 de lei. Gândiți-vă înainte să cumpărați produsele sale, v-am spus asta și în primul video, acum vă arăt ce înseamnă să interacționezi ca și client al lui Nicolas cu Nicolas. We'll be right back.
altceva nu prea mai este de spus. Și din nou, aceeași chestie, Nicolas vine cu planul alimentar și îți spune că în momentul în care vrei să ții planul alimentar, nu prea ai cum să înlocuiești produsele de la MyProtein, deci trebuie să cumperi din nou produsele de la MyProtein cu codul lui de reducere de sigur ca să mai facă niște bani în plus pe seama voastră. Gândiți-vă la toate lucrurile astea. Aceasta ar fi discuția despre Nicolas șarlatanul. Uitați-vă și voi ce fel de om este Nicolas și care sunt interacțiunile acestuia cu clienții săi. Într-adevăr, vreau să menționez că sunt conștient că nu toate poveștile oamenilor sunt aceleași, sunt conștient că sunt și clienți care au rezultate, sunt conștient că sunt și clienți care sunt mulțumiți. Dar dacă ești pe cealaltă parte a spectrului, ai pățit-o, prietene sau prietenă. Așadar, am vorbit despre Nicolas, despre toate nuanțele lui Nicolas, toate personalitățile sale, despre cât de bun este ca antrenor, cât de bun este ca terapeut și de, la ce fel de oameni apelează pentru a își face bine clienții. Am vorbit despre interacțiunile sale cu clienții săi, am vorbit despre planurile sale alimentare. Acesta este Nicolas, numele meu este Florea Robert, reprezint RF Kinetics și vă întreb, voi ce fel de Nicolas sunteți astăzi?